Vă rog, mai aveți întrebări? Dana? Cristi? De la Onești? Vă rog. Ionuț Marinescu de la Onești Video. Pentru domnul Eugen Ungureanu, ca l-aveți de gând să vă implicați în presă, că am văzut la ultima ședință că ați fost în mijlocul presei acolo. Corect, da. Să nu vă faceți griji, nu o să vă fac niciun fel de concurență neloială, așa cum nici în campania electorală nu o să merg decât corect. Eu acest lucru cred că e bine de spus acum mai spre finalizarea discuțiilor. Mi-aș dori un dialog cu idei, cu controverse, pentru că dezbatele până la urmă sunt constructive și fac parte din jocul democratic. În presă, eu sunt la această oră, la nivel național, lucrez la o televiziune pașnică, patronii care au această televiziune sunt apolitici, iată că vor fi foarte bucuroși că nu m-am implicat cu niciun fel de partid. Partidele, după părerea mea, ați văzut și demonstrațiile de la București, sunt puse în aceeași găleată, oamenii sunt nemulțumiți. Îmi pare foarte rău că la nivelul Oneștiului nu a fost o atitudine la fel de vehementă, așa cum s-a întâmplat în capitală, dar nu se știe. E posibil dacă, și asta mă adresez prin intermediul dumneavoastră al presei către toți cetățenii din Onești, dacă lucrurile rămân așa, nu veți mai avea nici măcar șansa să demonstrați în Onești. Pentru că nu ați făcut-o până acum, dragi concetățeni, și ne merităm soarta. Alte întrebări, domnișoarele, mai e cineva? Bun, eu vă mulțumesc din toată inima că ați participat la această conferință de presă. Noi suntem prieteni, suntem și în branșă, dar vă rog foarte mult să fiți corecți, să scrieți despre toată lumea așa cum merită și vă mulțumim că sunteți întotdeauna împreună cu noi. Vă mulțumim!